urmăriți televiziunea Oameni Simpli și Liberi, alături de pagina. Bună dimineață, ne aflăm la Drepcăuți, lângă Lecani, Răunul Brăceni. Avem o plângere în privința băuturii alcoolice neautorizate, vânzare de acasă. Lângă o casă de rugăciune care se vinde a martorului Iehova. Poate le facem puțină publicitate, atât de vânzare. 6930212067479194. Dar vis-a-vis de această casă, din plângere, s-a spus de aici se vinde răchiu prefăcut cu o travă pentru gândaci, care spune că amețește de la prima 100 de grame. O să stăm toată ziua, să vedem că așa ne s-a spus că stați toată ziua acolo și îți vede cum vin clienți și eu și principalul că stăpânul sau stăpâna e tare deșteaptă. Acasă nu dă, dar numai la stop că pe loc. O zi frumoasă! Cu Dumnezeu înainte! Хозяйка! Хозяйка! Deci stăpâna până când n-a vrut să iasă, dar zoi toată înainte. Nu răspunde. Poate nu s-a acasă. Am hotărât totuși să întrebăm vecinii dacă cunosc așa ceva. Sunt la curent. Numai când puțin sunt pe acasă. Eu am să vă spun așa în apremur. Numai vă rog, nu spuneți la vecinii. Aici este o femeie. Două căs mai încolo. Vinde rachiu. Dar nu mă greșesc raie, îi zici. Așa? Da. Înseamnă că mai multe femei s-au plâns și au spus că bărbații te spar, mai scurtul, deci că nu eu de la magazin autorizat, dar de asta, și că le pune acolo niște o treabă de la gândaci și da, și schimbată îndată din asta. Și principalul că nu vinde la sticluță, dar numai paharul ți-ai luat aici și te-ai dus. Și-o spune astăzi, din asta îți cunoaște. Da. Bun. Ce nu puteți spune despre cânză? Nu vă pot spune nică, că ei sunt alcoolici, unii vreau găsesc răchiu. Unii vreau găsesc răchiu. Chiar acei de casă sunt alcoolici? Acei care vând, acei care vând, care cumpără. Acei care cumpără, ei sunt alcoolici pe vecina. Povești așa și vă spun și știu și nu vă spun treaba asta. Dar e dacă stai... Eu știu cine v-a spus, că eu știu cine, că e. V-a dus, de multe ori v-a dus aici la frate ei. Nici nu cunosc. Din Germania mi-a sunat. Da. Fratele ei e că acolo ea traie și eu alcoolic. Eu un alcoolic, el din, nu mă duc la lișenie și el înapoi ies iar beau. Dar el e singurul, cumpăr și-i dau. El e singurul. Chiar dacă știi că pe Germania, i-a zis, eu tăiat ei lemn, eu făcut asta ea. N-am văzut și niciodată nu m-am întâlnit. Și asta ea. Ei a fost spus, nu de mult a spus acolo că a făcut că v-am văzut pe ei. Cu dânsa? Cu Natasha și cu Maxime și la prost, care el prost alea, că era la poartă la dânsă și comentarii acolo, era dumneavoastră, eu cu mașină și era de acela prost, Maxime acela îl știu. Maxime acela, aceea e mama lui vă scrie, dacă i-a spus că sunt în Germania, apel de-a vă spus și vă scrie.
E de vas pus și de vas scrie. A, dar nu e cei care fuma acele... Nu, așa i-o trăit cu tata, așa i-o trăit cu tata ieri. Nu pot sară la bătaie. E și babăse? Nu. Aici? Nu, nu. Cam strimât băietul acesta în coloș. La deja... Bună ziua! Scuzați că v-am întrerupt din lucru. Da, ce e mie? În limba rusă română. Am vrut să întreb de casa asta de adunare. Aha. Nu știți prețul? Noi sunăm, sunăm și nu răspund. Sunăm și nu răspund. Dacă zice ăla este cum mă sună. Ești? Aha. El are la jansar și apare... El e tot trânge, tot la... Mă tot e lucea, da? Da, da. Și ăla este cum mă sună. Foarte și el are. Au ar de poartă rost. A plecat pe acolo, ce da. Serios al ceam pe drum. Auziți? Și nu vinde vreo de grame, nu rău ca piesă. La magazin nu. La magazin e alb, la. E rău roșie, ea are la magazin de filet. La pe aici nu. La pe aici nu. Păi aici e și că la magazin și trăiește trăile acasă, a patru. E vinde, acasă. Are aici, nu roșie, semi. Dar una, mi-a spus că tot puteți găsi la o, cum o cheamă, Katia, Raia? Raia o cheamă. Raia. Nu, uh-huh. Apși. Apoi o zic tot pe aici, o zic spate eu să duc. Apoi ia zic la magazin, asta e Raia. Ei prădăleați la magazin, bab bătrână. Bab bătrână, apoi ei e... E Raia. Da, e Raia. Dar trăiește... Ia ca aici a patrulea casă. Ia ca asta, una, doilea, treilea, patrulea. Nu, tot ai pe aici patrulea rând. A patrulea casă. Dar e la magazin, e nu e casă. Bun, mulțumim. Vin de rachiu neautorizat. Și pune o travă de gândace, acolo mai scurt ce este. Cunoșteți așa ca vecin aici? Noi suntem martori, noi nu ne opăm. Chiar și nici nu ne opăm să vând eu pe cineva. E treaba lor și fac... Mi-am luat să-ți găsă cine îți va spui de treaba lor. M-ați înțeles? Vânzătoare vinde și acolo și vinde și aici, da? Posibil, dar noi, da. Eu nu pot să cum de la Mall Telecom, nu vă... Am pus acolo de cutii, dar nu vine nimeni. Trebuie sunat 1181. Da, probabil ca cuiva, dar... Da. Bine, mulțumesc mult! Să mă ierte marturii lui Iehova că filmulețul facem pe fonul lor, mai ales cu băutura, dar uitați-vă ce coincidență. În magazinul unde am fost noi, vânzătoarea este doamna cei care vinde rachiu de acasă, adică aduce în magazin, v-am spus că locuiește aici unde e gardul acesta, aduce rachiu contrafăcut de acasă și vinde în magazin acolo. Stăpânii nici nu știu, că o eliberează, cred că în aceeași zi. Iată așa descoperire, am fost șocați împreună cu Ion de așa descoperire. Doamna Raia, noi nu suntem cu amenzele, noi cu prevenirea, dar ca să nu mai apelăm poliția și alte instanțe, terminați cu vânzarea otrăvii. O zi frumoasă tuturor! Am fost eu, Valentin Borodache și Ion Proca. Alcool și unde vreau găsesc drăchiu? Unde vreau găsesc drăchiu? Chiar aici de casă sau alcoolici? A fiecare vând, a fiecare vând care cumpără, a fiecare cumpără, sau alcoolici pe vecina, pe vecina și așa și vă spun și nu vă spun treaba asta. Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. La scandal cu Borodache. Facem din scandal o primăvară.